o scrisoare. Nu știu de la cine este, până nu o desfacem, dar știu că vă este adresată vouă. O desfacem? Da! O citim? Haideți să vedem! Dragi nepoți, eu, bunica, de aici din țara Bucuriei, vreau să vă spun câteva lucruri importante. Eu am plecat mai de mult, dar am lăsat pentru voi câteva comori adevărate. Și aș avea o dorință. Să le căutați, dacă le găsiți, să le cunoașteți, să le iubiți, dar mai ales să aveți mare, mare grijă de ele. Pentru că în aceste comori, noi, bunii și străbunii, ne-am pus toată dragostea. Pentru voi le-am lăsat. Semnează bunica. Mai să fie, să nu fie. Ce surpriză! Așa? Dar haideți să vedem dacă știm noi ce este o comoară. Pentru aceasta o să facem următorul lucru. Ce credeți voi că este o comoară? Așa, după mintea noastră, după judecata noastră. Costumele populare. Dar vin. Hainele populare. Hainele vechi. Populare. Hainele vechi. Amelia. Baticul popular. Baticul de pus pe cap. Dar nu aveți voi acasă ceva la care țineți foarte mult. Un bebe. O jucărie. Pentru tine este o comoară, așa-i? Da. De ce crezi că este o comoară? De ce e o comoară? Pentru că e un bebe. Da, e ceva special? Este bebele tău, așa-i? Da. Tu îl iubești și da. Pentru tine este o comoară. Dacă l-ai pierde, ai suferi, așa-i? Da. Alți copii, ce credeți voi? Ce poate să fie o comoară? O jucărie. A spus Camelia. Lucruri scumpe, lucruri mai puțin. Eu iubesc o carte. Tu ai, ca și comoară, o carte. Ce fel de carte? Scrie tot felul de jucării. De lucruri, de jocuri. Este importantă pentru tine? Da. De ce? În față limbele care le-am învățat. Așa, uite, o carte poate să fie o comoară. O carte. Apoi, sunt oameni bogați care au altfel de comori. Ce fel de comori? Au. Ia spune-ne, Gabriel. Au. Aurul poate să fie o comoară pentru cine iubește acest lucru. Alte comori. Haideți să ne mai gândim. Haideți să... Da? Cine ne spune? Andrei, tu ne-ai spus ceva despre un obiect care l-ai tu acasă și e foarte important pentru tine. Eu vreau să spun. Ți-amintești? Calculatorul. Ia ridică-te și spune-ne. Calculatorul. Calculatorul pentru el, calculatorul. Când văd pe litere și odată am pe el scris ceva. Da, putem să facem multe lucruri la calculator. Deci, pentru tine calculatorul este o comoară. Apoi, Bogdanel. Muzica. Muzica? Care muzică îți place ție? Sau care este pentru tine o comoară? Care muzică? Manele. Oh, uite, sunt care pentru o comoară se gândesc la ce ne-a spus Bogdan înainte. Deci muzica. Hai să punem o floricică și pentru comoara lui Bogdan. Bun. Să vedem. Cum e, Marian? Mai tare. Muzica populară. Muzica populară. Pentru tine muzica populară? Ce înseamnă? Înseamnă mult?
suferi dacă n-ar mai fi voie să cânte muzică populară, s-ar interzice? Ai fi trist? Da. Ai fi trist. Așa. Dar să vedem. Oare numai atâtea comori avem noi? Eu. Poate să fie o persoană o comoară. Da. Bani. 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 Foarte bine. Uite, unii bani sunt o comoară. Antonia, poate să fie o persoană, comoara ta, tu ai pe cineva care iubești foarte mult și ai suferit dacă l-ai pierde. Pe tati. Pe tati? Da. Da. Deci o persoană poate să fie o comoară. Mai punem o floricică și pentru comoara Antonie. Deci o comoară poate să fie... Să coste mult sau să fie un obiect care nu are valoare în bani, dar are valoare pentru noi, că ne face să ne simțim mai bine, ne face să o iubim și să-i simțim lipsa. Paul, ce vrei să ne spui? Comoara mea este un iepuraș. Ai o comoară un iepuraș. De ce crezi tu că e o comoară pentru tine? Pentru că e frumos. Dar sunt atâția iepurași, atâtea jucării. Un iepuraș viu sau un iepuraș de jucărie? De jucărie. De jucărie. Și de ce zici tu că e comoară pentru tine iepurașul? Pentru că e drăguț. Și e al tău, așa e? Da. Și cum te poți tu? Învață lucruri bune. Te învață lucruri bune. Și cum te poți tu cu comoara aceasta? Frumos. Adică, cum frumos? Ai un loc? Vreau să doarmă când vin eu de la grădință. Deci ai grijă de el. Ai un loc anume unde îl ții? Da, în patul meu. Tocmai în patul tău. Că vezi, sunt și hoți de comori, știi? Ce? Pirații. Pirații. Sau hoții. Domnul. Bun. Ce vrei să ne mai spui, Marian? Da, o verde adevărată. Poftim? Ne spune mai tare. Porumbel. Uite, un animal poate să fie copil o comoară. Da, da, un animal pe care tu iubești, la care mergi să-i povestești tot ce ți se petrece în ține. Un porumbel adevărat. Uite, un animal poate să fie o comoară. Dar o poezie, un cântec, poate să fie comoară. Da, acela. Am o bunică acolo în casa mea și are grijă de mine și eu îi țin doar ca să nu-i moară. Ce ții? Dorul. Da, de pe acum deja îi duci dorul. Deci este pentru tine o? Comoară. Comoară. O comoară. Bun. Te mai punem aici. Așa. Dar să-mi spuneți voi, sunt comorile acestea pe care le pipăim, le vedem, de care mi-ați spus voi, unele pe care numai le auzim doar le auzim sau sunt cântate sau sunt scrise pentru noi sau nu neapărat le învățăm de la bunicii și străbunicii noștri până mai trăiesc, așa? Imediat. Ei, dar haideți să vedem despre ce comor vrea bunica să ne spună. Oare ce este aceasta, copii? Ați mai văzut pe așa ce comor? Vă ziceți că e o bancă? Da. E o ladă. Ladă de zestre. Aici bunica și-a ținut ea comorile cele mai de preț. Știți? Comorile cele mai de preț. Să vedem la ce fel de comor s-a gândit bunica, că ați văzut. Noi avem comorile noastre. Două comori. Câine, adevărat și diamantele sunt frumoase. Diamantele, da, uite, diamantele. Bun, haideți să deschidem lada de zestre, să vedem ce comor ne-a lăsat bunica. Oh,
mi-am propus niște comori să discutăm, să învățăm despre aceste comori pe care bunica mi le-a lăsat nouă. Le vom lua pe rând, ne vom uita la ele ca să le studiem, să le iubim, să vedem cum au fost ele făcute și să le păstrăm. Așa e. Deci asta este dorința bunicii. Dar ca să facem lucrul acesta, o să facem următorul joc. Jocul se numește Ce știi despre? Și are reguli. Eu acum vă explic regulile, să fim atenți, bine? Ca să putem să respectăm dorința bunicii. O să vină un copil și o să aleagă un obiect care dorește el. Da? Mai te explic regulile și suntem atenți. O să aleagă obiectul, o să se uite puțin la el și noi o să întrebăm ce știi despre? Și copilul care are obiectul în mână o să ne spună. Acesta este. Facem imediat jocul de probă și atunci o să înțelegeți și mai bine. O să spunem ce este acesta și câte ceva despre acel obiect. Haideți să încercăm. O să vină Camelia. Ea și-a ales. Să vedem. Noi întrebăm. Ce știi despre? Este făcut din noroi alb. Din lut. Din lut. Ars. Ars. Și este pictat albastru. Da. Și a fost pus la soare să se întărească. Și se numește cum? Farfurie. Farfurie care mâncă supă, copioare? O punem la model. Este o farfurie ornament care o agățăm pe perete. Bunica așa făcea altă dată. Își împodobea frumos casa. Dar cum le așa? Mulțumim. Deci am înțeles. Așa e, copii? Da. Deci putem să dăm drumul la joc. Bine, Bogdanel. Haideți, Bogdanel. Înțelegi un obiect. Îl prezinți copiilor cu fața, alegeți ceva, un singur obiect, nu știu, ce îți alegi? Alegeți, ce vrei tu? Așa, bun. Întrebăm copiii. Ce știi despre? Asta e din lemn. Da. Și cu asta putem face... Oare cine o fac? Clădituri. Da, puteți să folosim. Cine a făcut oare? Cine a făcut? Bunicul. Meșterul, poate să fie bunicul meșterul. Budincă. Budincă și este ce? Este o... Lingură. O lingură de lemn. Dar nu putem face și dulceață cu lemn. O lingură și dulceață? Și tocană. Mamălică, tocană. Ce cum vrei să-i spuneți? Este mai greu, dar bunica a folosit-o și pentru supă. Așa. Oare este simplu, copii, să faci dintr-o bucată de lemn o lingură? Nu. Uite, asta este o lingură de pe vremea bunicii. Mulțumesc, dragul. Dar bunica a murit? Unele da, altele mai trăiesc. Poftim mai dar bunicul nu mai trăiește din băiuc. Așa. Întrebați, spuneți. Ce știi despre el? Nu despre el. Despre. Este din lut alb și maron. Este din lut? Aha. Sars, da? Te-ai frumos la ea? Este... Făcut din lut. Da? Ars. Cum este, dacă te uiți așa la ea? Fină. Este fină? Și e albă curată? Este pictată. Și oare cum se numește? Pahare.
Cum se numește? Pahar. Ulcea, ulcelucă, mică, vedeți? Ulcică, ulcică. Noi am mai discutat. De acolo e ulcică. Ce este ulcică? La ce o foloseau oare bunicii, străbunii noștri? La ce o foloseau? La apă. Să bea apă, să bea vin, să... Să curgă foc. Una mai mare, cred că. Una mai mare. Bun. Haideți altcineva. Vino Marian. Pardon, vino Paul. Să alegem un obiect. Ia un cui. Ia un lin. Ia un cui. Doamna, cui. Spune-ne, ce ți-ai ales tu? Nu, nu, ce scrii de... De bunica, de femeile care se pricepeau. Ce credeți voi? Este mult de lucru la așa o zgardă. Da. Pentru că aceasta este o zgardă. Se poartă la dulci. Cine o poartă la dulci? Cine o poartă? Bunica. Femeile, fetele tinere. Deci nu o purtau băieții la gât. Doar la pălărie. Așa. Bine. Haide, mama Maria, să alegi și tu. Repede, ți alegi ceva. Alege-o și arată copiilor. Ce? Cu fața la copii, cu fața. Ce? Ce știi despre ea? E făcută din lemn și alungită în ea și e făcută de un mește sau de un bunic. Și să uită bunica și să face popor. Nu mai e bunica și bunica n-avea nepoate, tinere, frumoase, care se aranjau. Așa? Deci este o oglindă de pe vremea bunicii. Aici fetele își puneau în păr rozmarin, își puneau agrafe frumoase, baticuri și se aranjau în oglindă. Este o adevărată comoară. Așa-i? Bine, mulțumim, te duci la loc. Hai, Antonia. Antonia. Ai ales? Ce știi de stelea? Păi ales ce ți-a plăcut, așa-i? Da. Da? Spune-ne și tu, acum o să-ți fie foarte simplu, pentru că cineva în fața ta a spus deja tot despre acest obiect. Ea e făcută din ață, a pus mărgele bunica și apoi le-a pictat și le-a pictat. Mărgelele erau colorate dinainte. Știi? Și unde o purtau fetele, femeile? Le-o purta la gât. La gât? Și unde s-a mergeau? Da, unde mergeau cu așa împodobite, frumos? Unde mergeau? La biserică sau la restaurant sau la... Sau nu e la restaurant. La nuntă. La nuntă? La joc, în sat? Așa? Sau la... Asta am vrut să zic. Sau se duceau la... la nuntă, acolo unde... Vrei să vedem dacă știi să-ți pui tu la gât zgarda aia, să vedem cum ți-o pui. Cum ți-o pui. Uită-te în oglindă. Să te ajut. Te ajut puțin. Pentru că așa făceau și mamele altă dată. Își ajutau fetele să fie care de care mai frumoase și mai arătoase. Ia uite, vin băieții să te vadă cât ai împodobit de frumos. Așa? Vedeți mai de aproape. Așa. Bine, și tu. Să fii gardă? Da. Bine, dar hai, ți-ai ales, tu ai ales un obiect. Da, am ales. Ce, ai ales? Bine, atunci să vină altcineva. Poftim, Bogdaner. Ce ai ales? Ia să vedem. Ce-a copii? Ce-i asta? Ce știi despre ea?
face? Pâine. Pâine. Pâine și pită. 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 Bine ai zis tu. Și ce făceau bunicile, mămicile la Crăciun să dea la copii? Ce? Colăcei, pupii ăia și pomenele. O să vedeți la sfârșit, o să primiți și voi. Dar nu ne-ai spus, e ușor de făcut așa un obiect din lemn. Să nu curgă nimic, nici un strop de apă. Vai, pricepuți erau bunicii și străbunicii noștri, așa? Dar cum se numește? Nu ne-ai spus. Dar e crepat. E crepat acum de vreme și de ani care au trecut. Cum se numește? Haide, cine ajută? Andoria, poftim? Este o covată. O covată cum nu se mai găsește astăzi. Este o adevărată comoară, așa? Bine! Mulțumim, doamne! Cine mai dorește? Gabriel? Haide să lăsăm și pe copiii care n-au fost. Haide, Gabriel, să dorești ceva. Hai pe jos. Ai, ți-i poftă de ceva, așa-i? Da. Bun, prezintă-mi obiectul din lada bunicii. Ce știi despre ea? Este lemn. Ce te poți face cu ea? Putea să prezezi lemn. Sau poți să scuzi cu lemn. Sau să poți să întorci ceva. Ce făceau bunicii la cuptor și mâncau în loc de dulciuri? Pome coapte de mere, de prune și le întorceau poate cu asta, dar mai ales ce întorceau bunica cu asta? Ce? Balnuci. Hai de capul meu! Și tocane. Numai la asta te gândești, așa e la mâncare. Și plăcinta! Hop, plăcinta! Și pizza! Frumos. Pizza nu mânca bunica, noi mâncăm astăzi. Așa, mulțumim frumos! Haide, Alice! Mâncăm astăzi pizza! Zilele noastre, zilele noastre! Haide, haide, să vă arăt și un obiect. Atenție, atenție că este o comoară! Ne purtăm cu grijă, așa? Ce știi despre ea? Din ce este? Este de? E ușor sau e greu? E greu. Și din ce e făcut? Din fier. Din fier. Și din lemn. Da. Și aici sus? Din lemn. De sus? Din și din lemn. Și ce este? Ce este? Ce este? De pizza. Ce este? Este de pizza. Este de castroine. Nu? Ia să vedem ce cariții. Ia să ne spună, Marian. Încălcat haine, cum mai de mult. Este încălcatorul fier de încălcat. Unei jarul de mult. Ia, deschide-ne să vedem. Ce puneau în el? Ce puneau? Jar. Jar. Ia uitați-vă aici. Așa. Și dădeau drumul la încălcat. Și dacă se răcea, îl băga. Îl puneam în priză? Nu, că punea jar. Jar, jar, punea la priză. Punea în jar. Așa. Dar nu mai vreau să spun. Acum schimbăm puțin jocul, da? Și începem cu Camelia. Schimbăm puțin jocul. Camelia o să-și aleagă un obiect. De aici? Și voi nu vedeți. Că nu vedeți. Tu spui acum cum este și copiii trebuie să ziceați. Stai puțin, nu n-ai văzut, n-ai văzut. Spune-le tu, spune tu. Este nu-i spui numele, nu-i spui numele. Este din lut. Se folosește la iulcior de. Este. Ce pune în el? Aluat? Nu! Dar voi nu ați văzut? Apa și ulcior! Apa și ulcior!
chideți ochișorii! Ia chideți ochișorii! Vino! Cine vrea să vine pe scaun? Gabrieluț, te simți bine? Uite pe locul lui Gabriel! Bun, vă rog să chideți ochii! Dar știți ce? Bun! Am schimbat locul pentru că pe voi nu vă poate nimeni ușor păcăli. La ce te-ai gândit? Că dacă e mare, dacă vi-l arată, deja știți. Dar este... Da. Este o gotă. Ce pune pe gotă? Lână. Lână de oare. Apoi? Se întoarce într-un fus. Auzi. Ce este? Spune. Fus. Ce este? Cum se numește? Întreabă pe copii. Zic. Cum se numește? Cine ne spune? Ridică mâna. Nu mai fus. Hai, Bogdan, zic. Furcă. Furcă de... Lentă. Tot? Sau cum îi zicem noi? Furcă. Sau... Cum îi zicem? Lent. Cum îi zicem? Caie. Este pe o potă. Are o niște lână aici. Da. Are fus. Da. I-a căzut de la fus. Rotița. Și când ne cade rotița, știți ce punea bunica? Ia! O jumătate de picioică. Așa, și noi să ne aducem o jumătate. Și bunica torcea? Așa. Și fetele bunici. Așa. Este caierul. Bine, mulțumim. Ia, gheata. Doamna, vreau și eu cu Marianto. Dar vreau și eu. Dar eu vreau. Un copil, Ana Maria. Ana Maria. Bun. Doamna, vreau și eu cu Maria. Dragă fete și cu flori, costum popular. Cum te-o zice? Unde ai ghicit? Ne așteptăm! Știți de unde știți? Acum știm că nu am costum popular. Dar avem costum popular pe noi. Toată lumea are costum popular. Bine. Vă rog. Aici pe scaun. Stă jos. Pentru că vreau să vă explic ceva. Să vedem dacă bunica o să fie mulțumită de felul în care noi ne-am purtat cu obiectele, dacă îi promitem că le vom păstra și le vom iubi din toată inima. Din toată inima. Și din tot sufletul nostru, ca să putem și noi să lăsăm copiilor noștri niște comori. Așa? Da. Bun. Haideți să facem următorul joc. Vă rog să-mi spuneți cum a numit bunica toate obiectele din lada de zestre. Cum a numit bunica toate acestea pe care noi le-am întors pe față? Comori. Bunica a numit comori. Aur. Eu așez aici această bucățică de hârtie pentru cuvântul comor. Și o să-i pun numai sunetul de la început, litera. Spune, Gabriel. C. Comor, așa-i? Da. C. B. Ce B? Ce amarcă rădastru? Vă rog să-mi spuneți două lucruri sau două moduri. Cum trebuie?
și pune un dreptung pentru prețuit. Și de cum mai pot să fie? Iubitoare. Iubite, tot prețuite. Apoi P. Da? Da? Iu. 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 Spune. Iu. Iubite. Iubite, hai să zicem iubite. Iubite, se pot mai multe spune despre comori. Și atunci punem I. I. Iubite. Așa. Haideți să vedem dacă știm așa repede să spunem, să dăm exemple de trei comori găsite în lada bunicii. Așa. Hai, cine vrea? Poftim. Trei comori. Una o spui tu din ladă. Oglindă. Oglindă. Eu vreau să spun. Eu vreau. Camelia spune? Farfuria. Care farfurie? Aceea. Aceea albastră. Cu gravată. Așa, la farfurie ce e? Gravată. Ce literă? Gravată. F. F. Ios. F. Apoi? Ce-am spus? Eu. Calcator de fier. Calcator de fier. Da. Fierul de calcat sau călcător. Și încă o bogăție, încă o comoară, spune Andrei. Gardă. Andrei? Gardă. Gardă. Uite, mai mult am spus. De acord să punem zgardă. Care este sufletul? Este z. Da? Litera este aceasta. Z. Trebuia să faci o oglindă. Da, și-a spus z. Și acum? Vă rog să-mi spuneți despre lada de zestre. Cum este lada de zestre? Ce vă dă? Ridică mâna frumos. Spune? Este din lemn. Din lemn, da. Ce sunet pune? L. L. Apoi, mai departe, altcineva ne mai spune cum este? Caier. Nu, cum este lada bunicii? Pictată. Pictată. Mai pi. Da. Sunetul P. Apoi, cum mai este la bunicii? Cu forme. Cu forme, pictată. Cum? Covată. Nu, la bunicii cum este? Cum este? La mare. 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 Și largă. Nu, dar vreau să-mi spuneți și altceva. Și bagă comor. Pentru că el ascunde așa. Bagă comor. Spune, ține comor, cum este ea? Veche. Veche poate să fie. Sau poate cu preță. Da. Dacă are comori, Ana, cum este? Costum. Dacă are comori, Ana, cum este? Valoroasă. Valoroasă, să avem mare grijă de ea, pentru că ascunde atâtea comori. Sunetul este care? V. V și litera este aceasta, pe care noi o știm. Mama, eu cred că putem să-i promitem bunicii că o să-i respectăm comorile. Nu o să le lăsăm să se piardă, așa-i? Când vedeți undeva o ulcică, o farfurioară, un ștergar vechi, ce facem cu el? O îngrijim. Îl îngrijim, îi găsim un loc unde să-l păstrăm. Și sau îl găsim sau îl punem în loc. Sau îl punem la loc de cinste, pe perete. Da. Mă bucur pentru voi că ați înțeles lucrurile acestea. Ați văzut când am vorbit despre comori, voi mi-ați vorbit despre lucruri și chiar mi le-ați arătat. Toți am pus mâna pe ele, așa-i? Da. Deci lucruri pe care le vedem, dar mai sunt comori și pe care le învățăm de la părinți, de la bunici, de la bătrâni, da? Alea sunt comori spuse, vorbite, cântate, colindate, dansate. Și acestea sunt comori. Despre aceste comori și cu aceste comori în
continuare, noi o să ne bucurăm, așa, într-o șezătoare. Și la șezătoare poate să vină cineva reședizat, nu? Da. Păi binevenit! Vine și lucrează ceva, cântă și se veselesc împreună fetele cu feciori. Haideți în șezătoare! Chemăm în șezătoare! Haideți în șezătoare! Parata e plin! Fete sunt feciori cu fii! Hai, poftiți la șezătoare! Oh!
care noi le știm. Erau unici și erau moșii și strămoșii noștri. Au rămas și acelea în care ei spuneau că lenea nu e bună, nu e bine să fim leneși. Știm noi ceva vorbe de acestea înțelepte? În care lenea e condamnată să nu fim ca și greierele, așa? Cine știe ceva despre lene? Toată vara cântă la cântare. Asta este despre greier. Eu! Așa. Era ca și astăzi să nu strângeam mâncare. Da, da. Lenea e cu coană mare, care n-are de mâncare. Da. Cine de dori în ascultă, suferă durerea multe. Banii se câștigă greu, dar se cheltuie ușor. Când stăpânul, Thank you.
Poftiți, poftiți! Sau cum ziceți? Toată lumea să vinească, mai aducem, mai frământăm. Așa, mai aducem. Și din asta micuță, că asta e mai